Slăvit să fie Domnul! Îmi pare rău că n-am lângă mine pe Eugen, dar vedeți că neamul nostru nu s-a depărtat de muzică și avem în spate cei care ne ajută. Rog pe cei care sunt la instrumente tot să fie pregătiți acolo, bas tot absolut. Psalmul 81 spune așa, să cânte toba harfa și coarda cea plăcută, că sărbătoarea aceasta de Domnul e făcută. Să lăudăm pe Domnul cu tot ce avem mai sfânt, că la închinarea noastră prezent e și cel sfânt. Și dacă e prezent Domnul aici, se merită să-i dăm toată cinstea și slava Lui. Am să vă spun ceva puțin despre cântarea aceasta, că acum noi suntem mai old school, cum zic tinerii. Am trecut pe partea aia alta a tinereții, bătrâneții. Și acum fac concurs cu copiii mei, că ei deja au alte cântări. Noi am rămas la cântările care ni le-a dat Dumnezeu când eram noi în tinerețea noastră. So, nu se pot schimba alea din inima noastră, pentru că așa am fost pe vremea aceea, noi am trăit vremurile noastre, acum tinerii trăiesc vremurile lor. Am fost luat militar, am ajuns în Hunedoara și acolo o familie din biserica aceasta, o familie iubită, m-a întâlnit acolo când încă eram în haina militară. Și pe vremea aceea am cântat o cântare care spune Îngerul stă gata acum să sune, să scoale Domnul morții din mormânt. La glasul trâmbiței toți să se adune cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dacă îngerul ar suna în seara aceasta, câți am fi gata? Câți am fi gata? Dacă v-ați aduce aminte, am auzit odată o întâmplare despre un bătrânel care oprea oamenii pe stradă. Era în perioada războiului, în primul război mondial și pe fiecare care îi întreba, dacă în seara aceasta mori, unde îți vei petrece veșnicia? Bună seara, bună seara! Și pleca mai departe la altul. Bătrânelul acesta ajungă ultima clipă pe patul de moarte și l-au vizitat unul care și-a pus în mintea lui să meargă să-l caute omul acesta, pentru că el, omul acesta, a primit mântuirea. Deci nu l-a lăsat Dumnezeu până când nu s-a întors. Și pe lângă omul acesta au fost mii și mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Unde îți vei petrece veșnicia dacă în seara aceasta sună trâmbița? Aleluia! Dumnezeu să pună un duh de trezire în biserica noastră și noi să fim trezi să le așteptăm. Ceasul nu știm când va fi. Dumnezeu Tatăl știe și va da ordin îngerului său ultimei trâmbițe să sune, să ne ajute Dumnezeu să fim chemați la aceea trâmbiță, să zburăm spre ceruri cu mireasa Lui. Amin. Gata acum să sune, să scoale Domnul morții din mormânt. La glasul trâmbiței toți să se adune, cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și împreună cu cei vii în slavă, într-o clipă la tunși vor fi schimbați. Și împreună cu cei vii în slavă, într-o clipă atunci vor fi schimbați, spre ceruri ca și porumbei.
iese pe pământ. Dar una singură tu ți-ai ales-o, e porumbița botezată cu Duhul Sfânt. Atunci Ierusalimul plin de slavă, pentru mireasă porți le-a deschis. Ce lui Iisus i-a fost un scump tezaur, să intre acum în noul paradis. Atunci Ierusalimul plin de slavă, pentru mireasă porți le-a deschis. Ce lui Iisus i-a fost un scump tezaur, să intre acum în noul paradis. Atunci toate oștirile din ceruri privesc la cei ce au pe cap bunuri, cu haine albe și podoabe sfinte, venind cu ramuri de finic în mâini. Atunci cerurile și pământ toate nenumărate, și se va începe nunta mielului. Atunci cerurile și pământ vor fi uimite de lucrarea lui. Vor vedea toate nenumărate, și se va începe nunta mielului. Atunci mireasa-și va cânta cântarea, ce îngerii n-o știu și nici n-o pot cânta. Osanale și harfe de aur, slăvim pe mire și pe împărat. Atunci cerul va fi plin de slavă, că s-a împlinit cuvântul Domnului. O spățul mare la Domnul, deschise-i încă ușa harului. Căci la ospăți cu drag Iisus vă așteaptă, să fiți și voi oaspeți ai cerului. Și vă veți bucura o veșnicie în cer cu bucurii ce-n veci nu pierd. Domnul să ne ajute!